Bă, plecați în untru, că vă bat pe amândoi. Și... Păi și ce trebuie să zic, mă? Stai puțin. Bună, prieteni, sunt Daniel Corbeanu și m-am hotărât peste noapte să îmi fac vlog. Vlog. Sau cum zice? Vlog. Bă, plecați-mă, mă rog, înăuntru, că mă bat, jur. Să fie moar dacă nu. Dau drumul. Da. Dumnezeu! Unde ai pus shaker-ul ăla? Luați niște exemple, luați ce-i bun de la mine. Probabil am și părți bune și părți mai puțin bune. Nimeni! Să filmezi acum, știi, când te pui la simfor și strigi la unul, bă, banii, bă! Strigi după unul, dă, bă, banii! E petrecere, știu, foc! Una, două, trei, patru! Bă, tu ești nesimțit! Ascultă! Ești la dietă, boss! Bă, mesteci, știi? Și te filmează doar cu mesteci. Și tu zici că, na, în cariera mea de sportiv, știu că nutriția și recuperarea contează la fel de mult pe cum antrenamentul, știi? Și poc mai scoți un bușeu și îl bagi în gură, știi? Așa din mână, cu punguța, să se vadă, știi? Așa. Cu caise vrei sau cu telene? Cu caise, aga, să-ți nași rău cu caise. Așa. Ia, mă, alea dulci, cu caise. Of, ce supărat ăsta. Deci, vorbești cu camera. Ideea e în felul următor. Nu, mă, prima oară, în timp ce mesteci, știi? Mesteci și vorbești cu camera. Și după aia zici, știi? Și după aia el coboară cu camera. Și vorbesc, cu gura plină. E o guriță, mă. Una, două, trei, patru, una. Așa, așa. Așa. Nutriția și recuperarea este precum antrenamentul. Nu. Sunt la fel de importante. Așa. Nutriția și recuperarea sunt la fel de importante precum antrenamentul. Așa că am decis să ne alimentăm cu niște bușeuri Fornetti. Este extraordinare. 2, 3, 4. Cu videouri și noi update-uri, nu mai pe engleză, din viața mea. Cu noi informații și cu upgrade-uri. Cu noi informații și noi videouri. Cu noi videouri și noi update-uri. Okay. Cu noi update-uri și noi videouri. Una, două, trei, patru. Și după aia te filmezi, știi, când dai așa o directă spre cameră. Sau, știi, ceva. Și foc. Te editează cum pică. Bă, deci băiatul ăsta, e belea, man, jur. Deci omul chiar știe. Hai, nu vrei să vorbești tu și fac așa. Nu se poate face, nu? A? Una, două, trei, patru. Dacă citesc, stau așa ca prost și nu știu ce să citesc. Ești dragi prieteni. Pentru că este la modă, pe rog, cei de la Fornetti. Trebuie să facem un vlog săptămânal. Vă arătăm viața mea de sportiv. Atât... Am greșit-o. Vă oferim informații despre viața mea de sportiv și cea din afara ringului. Deci uitat de vlog. În fiecare marți seară vă vom întâmpina cu noi videoclipuri și ce? Update-uri. Nu mai zic update-uri, că nu știu ce să vorbesc. Auzi, ai dat drumul sigur la sunor? Da. Haideți cu mine să urmăriți câteva fragmente din perioada mea extracopițul. Hai, mai facem o dată. Una, două, trei, patru. Trebuie să fii serios, înțelegi? Și să-ți vezi de muncă.
Ai toată susținerea de la toată lumea. Dă-i drumul la muncă. Buzunarul e încă gol, dar speranța nu moare ultima. Stop. Șterge asta. Una, două, trei, patru. Așa. Ce am vrut să zic? Oamenilor care m-au sprijinit, lăutarilor de la Lepa Brena. Și de noapte de la Vectura. Unde mănânci mult, bun, gustos, sănătos? Eu iau clienții cu japca și doamna îi servește. Și dacă nu vor, le dăm pe costum. Fă și mă pun și pe mine în clipul lui. Băi, iubi! Bună, vreau să vă zic ceva așa despre mine. Prefer mașinile scumpe. Sunt dependent de rafinament, eleganță. Știi cum e, dai un ban, dar stai în față, vorba aia. Asta este, cam asta e despre mine. Ce să zic? Ce faci mai aici? Maestre, stai, stai în praful și eu aici. Hai, caramba, dă-te jos, hai la muncă, avem meci, ce dracu. Șterge. Hai, dă-i drumul. Dă-i drumul acolo, nu mai sta. La muncă cu tine. Una, două, trei, patru, cinci. Salutare, prieteni. Văd că a ieșit treaba pâinea cu vlogul, așa că n-avem altceva de făcut decât... Te mai zic o dată, nu? Treaba asta. Da. Bună, prieteni. Văd că a ieșit treaba bună cu vlogul de data trecută, așa că n-avem altceva de făcut decât să-i dăm. Ok, fraților, avem un elev nou la sală. N-am mai făcut box niciodată, kickbox sau sportul de contact. Iar noi îl vom păcăli, că îi vom rupe nasul. Cam asta este botezul care zicem noi că se face întotdeauna când intri într-o sală de box. Toată lumea știe că se rupe nasul. E, acesta este un mit. Iar probabil că băiatul nu știe și se va speria un pic. Oricum va fi o glumă și cu siguranță veți râde și voi împreună cu noi, da? Hai să vedeți cum o să fie. Să nu te miști. Că dacă te miști, te nimerește în altă parte. Stai așa mai bine dacă vezi că nu poți, dacă te legăm la urmă. Mă duc, am legat și un loc pe mine. Bun, hai. Dar îi dai tu, dacă îți prinde aia, loc? Lasă că fac eu. Da, nu vei. Pune-o asta atunci. Aici. Nu te speria, nu se întâmplă nimica. Odată dau să puști un pic și atunci nu se întâmplă. Oricum nu se întâmplă doar de loc. Dacă le știi chiar să nu. Auzi, adu-mi, nu, niște două bucăți de șervețel de acolo. Hai, vină cu acea. Pune tine, să nu vezi că e pentru tine, da? Așa. Ai acoperit bine? Să nu, vezi, e pentru tine să nu vezi, că după aia îți faci rău, impactul știi? Impactul să nu fie. Pune-i la pernă. Hai, okay. Aici. Hai, vino cu aceea, așa. Pune-i capul la pernă. Vezi, uite, pune-mi la pe pernă aici, așa, da? Vezi că e gaura asta. Na, aici da. Trebuie să lasă-te puțin jos și pui ceafă acolo, da? Așa. Așa, 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 bun. Stai. Da. Nu te miști. Nu te miști, da? Număr până la 3. Stai să fixezi un pic, stai. 1, 2, 5, 3! Deci tipul de la de cu care luptă el este girafa. El este hiena. Una, două, trei, patru. Și girafa are picioarele lungi și atunci îl mușcă de jos și după aia hop, îl prinde de cap, de aici, înțelegi? O să-i dea pe picioare, o să cedeze la picioare și atunci bang, bang. Ce tehnică? Tehnica, nu divulgăm noi secretul nostru, fiindcă află Boniaschi și atunci, da, înțelegi? Va fi o luptă dură, voi lupta contra Camilei, scuze, voi lupta cu Camila olandeză. Uitați-mă la cum m-au resetat. Da, să nu uităm
că nu luptă Remi Boniaschi, nu, deși a fost un... Are, avantajul este fiindcă Remi Boniaschi a fost un mare luptător. Remi Boniaschi a fost un mare luptător, dar să nu uităm că nu luptă el și... Hai mai zis bine. Du-te bă acolo, bă, du-te bă de aici, bă. Bă, că un frate ce ești. Ăsta e de bine, mai da, stai de și bine, că-ți uite în gura ta. Hiena! Mușcă girafa! Una! Două! Trei! Patru! Băi, fraților, partea proastă e că m-am trezit de dimineață și eu când mă trezesc dimineața, e jale cu mine. Mă, am așa o stare de nervi, ficat-o așa, îmi produce o substanță în corp, tremur tot, bă, mă ia cu dragi, de nu s-a văzut așa ceva. Bă, pe cine prind pe rază de 20 de metri pătați, moare. Bătrân, mamă, fică, copil, oameni, bărbați, tot rad. Tot, când prind, tot rup. Dracu gol. Mă enervez așa din orice, efectiv, mă ia cu dragi, mă înnebunesc, mai ales în trafic. Hai de capul meu. Sunt supărat rău. Păi lumea știe, eu când pornesc motorul la mașină dimineața, deja la mine în zona acolo tot se bagă în casă, se trag obloanele, pun zăvoarele, femeile merg după copii în parc, iau în casă, numai tot pustiu. Pestul sălbatic, domne. E jale cu mine. Trezesc dimineața, ești nervos, ești rău. Ești foarte rău. Ce, mă? Mamă! Pai, bă! Ăsta moare, îți spun sincer. Ăsta moare. Stai să vezi ce fac acum. Mamă, gata. Frate, dacă ești prietenul meu, nu te ridici de aici. Ce faci, mă? N-a ieșit bine treaba asta. Uf. Taie tot. O facem din nou că... Aoleu, nu e bine. Na, dragilor, acum că m-am calmat, lucrurile sunt foarte frumoase, vremea e frumoasă, totul e plăcut, atmosferă bună. Întotdeauna când pleci la drum, siguranța e pe primul loc. Așa că pleci la drum, pui centura de siguranță, ca oamenii normali, să fii în siguranță maximă și în cazuri excepționale, eu știu, probleme în trafic, eu recomand tuturor, luați echipamente bune. Asta cu siguranță nu te salvează de înjurături, dar mai atenuează din lovituri, îți spun sigur. Să-i dăm drumul.